Pentru început, vă rog să-mi spuneți care sunt avantajele unui parteneriat public-privat și ce ar trebui schimbat în România pentru ca astfel de proiecte să fie dezvoltate mult mai des. Parteneriatul public-privat oferă sau reprezintă, în primul rând, un instrument alternativ de finanțare a unui proiect atunci când partenerul public, autoritatea publică, este în imposibilitatea de a contracta direct o astfel de finanțare. Dar avantajul este dat nu numai de accesarea unei finanțări, ci în general de cooptarea unui investitor privat în realizarea unui proiect public de interes major, cooptarea având în vedere plenitudinea resurselor pe care le poate oferi un investitor privat, resurse manageriale, resurse umane, know-how, experiență și așa mai departe. Știm cu toții, privatul gestionează în general mai bine un proiect decât publicul. Și este de dorit ca proiectele de interes major să beneficieze de aportul domeniului privat. Da, este un avantaj evident, zic eu. Ce ar trebui schimbat era a doua întrebare. Cred că ar trebui îmbunătățită capacitatea și capabilitățile instituționale de înțelegere a acestui tip de proiect, de pregătire și de implementare efectivă, pentru că parteneriatul public-privat este un concept complex, presupune un model complex, economico-financiar, tehnic și juridic, și cred că cea mai bună sursă de inspirație ar fi modelele similare și experiența relevantă a statelor care au aplicat cu succes parteneriatul public-privat, și în special Marea Britanie, unde există deja o tradiție de care are câteva zeci de ani și unde chiar s-a realizat o serie de standardizări a contractelor de parteneriat public-privat, și zic, oferă o sursă foarte bună de inspirație, pentru că sunt modele care s-au implementat cu succes și sunt modele care s-au dezvoltat în timp, au devenit din ce în ce mai complexe, astfel încât să răspundă încercărilor cu care s-au confruntat pe parcurs cei care au aplicat astfel de proiecte. Și este bine să nu reluăm tot acest drum, ci să învățăm din experiența altora. E un instrument interesant care oferă o alternativă foarte frumoasă, numai că nu este un instrument ușor de folosit și de aceea este important să existe în cadrul autorităților acei specialiști care să poate să contribuie la pregătirea și implementarea propriu-zis a unui astfel de proiect. Din păcate, experiența a arătat că la noi cel puțin de foarte multe ori astfel de resurse interne lipsesc în cadrul autorităților și este poate principalul motiv pentru care nu avem în România până în prezent o poveste de succes în materie de parteneriat public-privat, cel puțin nu avem un proiect mare, un proiect major. Au existat diverse încercări și au existat și niște reușite, dar nu într-atât încât să spunem că avem un program de parteneriat public-privat sau în România parteneriatul public-privat este un instrument real și care e o alternativă reală care s-a și de care autoritățile s-au și folosit până în prezent. Bun, vorbind acum de experiență și vorbind de către autorități, dumneavoastră considerați, în propria experiență, considerați că autoritățile din România sunt deschise către astfel de proiecte de tip parteneriat public-privat? Deschidere și dorință există. Din păcate, experiențele mai puțin fericite care au existat au creat și o anume reticență în multe cazuri. Adică am întâlnit în practică autorități care sunt reticente să apeleze la parteneriatul public-privat și preferă variantele clasice de realizare a proiectelor, care, sigur, presupun existența unor disponibilități bugetare, presupun întârzierile deja standard, ca gestiunea proiectului să se facă, să rămână în zona publicului.
Și cu toate aceste dezavantaje, preferă varianta clasică decât alternativa PPP, tocmai pentru că încercările, atâtea câte au existat, de multe ori s-au terminat nefericit. Am observat asta în practică, din păcate. Bun, acum să vorbim puțin ca și idee generală și v-aș ruga să ne spuneți care sunt tipurile de contracte de parteneriat public-privat. Aici, cel puțin, actuala reglementare, legea 178, este relativ generoasă în acest sens și dacă parcurgem textul ei, vom regăsi diverse variante de proiecte care s-ar putea avea în vedere. De asemenea, nu trebuie să uităm că pe lângă legea 178 există și alte reglementări care permit realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat și când spun parteneriat public-privat, mă refer la conceptul larg. Există ordonanța de urgență 34/2006, cu un calup de prevedere referitoare la concesiuni. Există de asemenea reglementări speciale în materia serviciilor de utilități publice. Acolo conceptul, denumirea folosită este cea de delegare a gestiunii managementului. Da, toate aceste concepte vorbesc de același lucru, sui generis, parteneria public-privat. Ce aș vrea să spun este că distinția relevantă între diversele tipuri de sau diversele formule de parteneriat public-privat care ar putea fi avute în vedere nu este dată neapărat de obiectivele proiectului respectiv, care pot varia de la caz la caz. Finanțare, proiectare, construire, operare și așa mai departe, orice combinație între acestea este posibilă, în funcție de realitățile particulare ale fiecărui proiect. Spre exemplu, o distinție importantă este dată de modul în care sunt asigurate veniturile proiectului, pentru că sunt proiecte care își pot genera veniturile singure din tarifele încasate de la beneficiarii, utilizatorii finali ai lucrărilor respective sau serviciilor respective și putem da exemple, mai ales în zona de utilități publice. Deci o concesiune de, nu știu, servicii de salubritate, da? Operatorul respectiv va percepe niște tarife de la beneficiarii serviciilor. Din tarifele respective se presupune că ar trebui să-și asigure veniturile necesare acoperirii costurilor de operare, amortizării investițiilor pe care s-au făcut, profitului lui și așa mai departe. Și, după caz, și costurile de finanțare a proiectului respectiv. Dar sunt situații precum o concesiune de drumuri, o concesiune care să, mai ales o concesiune care ar viza reabilitarea și întreținerea unor drumuri locale, unde nu putem imagina perceperea unui tarif direct de către utilizator, sau, în cazul unei autostrăzi, putem imagina un astfel de folosirea unui astfel de instrument de colectare a veniturilor, însă realitatea românească a arătat că traficul și mai ales disponibilitatea și posibilitățile reale ale românilor de a plăti aceste tarife nu sunt suficiente pentru a asigura totalitatea veniturilor necesare unui proiect de autostrăzi, spre exemplu. Deci, în aceste cazuri, diferența este asigurată de către partenerul public, prin așa numitele plăți de disponibilitate. Iată, deci, o distinție importantă și am observat în practică că de multe ori autorități, atât centrale cât și locale, își propun proiecte foarte frumoase, fără să aibă o imagine clară asupra acestui aspect, adică cum vor fi asigurate veniturile. Sunt proiecte care veniturile este puțin probabil să fie asigurate direct de către utilizator sau când nu există un tarif care să fie aplicat în proiectul respectiv și putem să ne gândim. Exemplu cel mai bun a fost acela cu rețeaua de drumuri municipală. În aceste cazuri, autoritățile trebuie să realizeze faptul că tot ele vor fi cele care vor trebui să asigure veniturile respective și în această situație, sigur, avantajele utilizării formulei de PPP se restrâng cumva, adică față de formula în care veniturile sunt asigurate de către din tarife și când autoritatea practic nu mai are o contribuție financiară sau
nu mai trebuie să facă un efort de la bugetul local în acest sens, este un avantaj major. În situația în care va trebui totuși să aibă aceste contribuții, avantajele sunt de altă natură. Odată spuneam implicarea mediului privat în gestiunea unui proiect public are cu siguranță efecte benefice prin resursele pe care le disponibilizează mediul privat, manageriale, umane, know-how și așa mai departe, dar și în cazul proiectelor realizate la nivel național, această modalitate alternativă de finanțare poate asigura autorității avantajul de a avea un proiect care nu este derulat pe bilanțul propriu, ci pe bilanțul investitorului privat. Ceea ce îi lasă mai multă flexibilitate și loc pentru contractarea unor împrumuturi, adică aceste proiecte pot să nu greveze deficitul bugetar, în măsura în care, sigur, sunt îndeplinite niște condiții care sunt impuse de Eurostat și de reglementările acestui institut european. Rămân, asta vreau să subliniez, avantaje și în această variantă, dar iată, o distinție iarăși importantă. Un proiect de PPP care beneficiază de un tratament pe bilanțul partenerului public versus un proiect de PPP care va fi tratat și derulat pe bilanțul partenerului privat. Sunt două categorii unde distinția este într-adevăr relevantă între cele două categorii.